Salutare! Eu sunt Fermin și bine ai venit pe canalul meu. Dacă ești nou pe acest canal, știi ce ai de făcut, adică apasă butonul de subscribe de acolo. Hai, nu fi chidră și apasă. Dacă ești vechi, știi cum să treaba, așa că hai să mergem mai departe. Astăzi nu o să gătim ceva foarte complicat, nu o să facem mari nebunii, o să facem o rețetă foarte simplă, care, din câte știu eu, este puțin virală pe internet. Cloud bread sau pâinică nu. O să ne jucăm puțin, pentru că nu ne-am mai jucat de mult. Haideți să vedem ce anume vom face. Bănuiesc că mulți dintre voi știu ingredientele, și anume albuși de ou, amidon, zahăr și vom folosi niște colorante alimentare să ne jucăm, arate cât mai nebunate. Am aici albușul de la 5 ou. Amidon, sunt în jur cam 2 linguri. Zahăr o să punem în funcție de gustul fiecăruia, adică puteți pune după gust, cât de dulce doriți să fie. Vom începe prin a bate albușurile spumă, cât mai bine, cu puțină esență de rom. Vom bate albușurile la început la viteză mică. Acum vom pune o parte din zahăr, și anume o lingură. O să pun în total cam 3 linguri. Voi pune zahărul treptat, în timp ce se mai întărește albușul. Albușul nostru este spuma cum trebuie. Acum vom pune amidonul. Nu-l vom pune tot dintr-o dată. Am făcut de fapt un fel de mereng. Este o bază de albuși, dar puțin mai tare pentru genul ăsta de nebunii, să zicem așa. Acum ne vom juca puțin și anume vom pune câteva picături de colorant alimentar. Ne jucăm. Și puțin albastru. După ce am pus colorantul alimentar, vom amesteca puțin, dar nu foarte tare, adică vrem doar să fie câteva linii, să se vadă puțin. Acum o să punem în formă, să vă arăt cum vom face și la cuptor. Acum o să pun în formă. După cum vedeți, am o spumă tare. V-am zis că vreau să ne jucăm, așa că o să băgăm și mâinile. Iar acum cu o mini spatulă pentru deserturi în principal. O să ne jucăm. O să-i dăm o formă, dar nu foarte... Nu vă gândiți că îi dăm o formă perfectă. Doar să arate cum trebuie creat. Cam asta este. Dacă sunteți îngrijorați de ce nu am pus folie de cop, pentru că această formă tigaie nu lipește. Așa că nu avem nevoie de hârtie de cop. O să o pun la cuptor la 175 de grade, cuptorul preîncălzit, cam cel puțin 25 de minute, 26, o și verificăm între timp să nu pățească ceva. Acum hai să vedem și cum a ieșit. Să o rupem. Ce frumos arată. Exact ca un mărișor. Ce frumos groase. Groase ca ou și ca... Avată de zahăr puțin. Deci că seamănă cu o pâine. Foarte tare. Azi, pe nu e bună, știți că de obicei mă simt ca o copil. Aceasta a fost mini rețeta de azi. Nu știu ce să vă zic. Nu știu dacă e bună. Dar dacă ți-a plăcut rețeta de azi, mini rețeta. Nu uita să te abonezi, apăsați un buton mare de subscribe acolo. Îmi dai și un mare like dacă ți-a plăcut video. Și să aștepți până data viitoare pentru alte rețete și mai bucoase. Așa că, până data viitoare, pa! Și în esență de rău.